Românii nu vor mai putea să fie prezenți la Arcul de Triunf în acest an. 1 decembrie va fi sărbătorit în fața televizoarelor, în intimitatea casei, pentru a limita riscul de infectare. Tocmai de aceea, autoritățile nu vor organiza o paradă fastoasă, ci doar o ceremonie restrânsă cu 150 de militari. Repetițiile pentru mini-parada din acest an s-au desfășurat sub auspiciile primei ninsuri din capitală. Ceremoniile vor fi oricum atipice. Doar 150 de soldați vor participa la defilare, spre deosebire de manifestațiile fastoase din anii trecuți. E o vreme frumoasă, e splendidă, ne pregătim pentru Ziua Națională a României. În numai un an, viața s-a schimbat la 180 de grade, iar pandemia a ucis milioane de oameni pe întreg mapamondul. România, din păcate, este și ea una dintre victimele noului virus. Tocmai de aceea, anul acesta, autoritățile ne recomandă să privim ceremonia de la Arcul de Triunf, de la televizor, acolo unde nu există riscul de infectare. O ceremonie care anul acesta, după cum bine știți și după cum bine a fost anunțat, este într-un format foarte restrâns și fără public. Asta ca să putem să respectăm tot ceea ce autoritățile au stabilit ca măsuri de prevenție la răspândirea virusului COVID. Nu vom vedea, așa este, militarii sunt cu gândul și cu sufletul, cu inima la tot ceea ce înseamnă sărbătorirea Zilei Naționale a României. Nu avem tehnică, evident, avem doar garda de onoare, constituită de fapt într-un detașament de onoare care va asigura tot ceea ce înseamnă partea de onoruri militare.